O mare parte dintre ideile îngrozitor de proaste care țin lumea pe loc în prezent s-au dezvoltat în 2011-2012. De asemenea, o mare parte dintre liderii politici, influență, oameni care vă ocupă timpul la televizor și nu doar sau și pe internet. Uh, au fost cumva selectați pe parcursul anului 2011 în mod special, dar și în 2010, numai că nu într-un mod ocult, așa cum uh, pentru a vă distrage atenția uh, este prezentată în unele colțuri ale internetului, ci cât se poate de transparent și uh, lucrurile astea erau cunoscute. Cât de cunoscute ei păi au publicat într-o revistă care se găsea la Chioșc. Hai să explorăm. Hai salutare tuturor, bun venit din nou la peciul propagandei Mitul Europei, este titlul de copertă pentru în numărul de foreign policy aferent uh, ianuarie-februarie 2012, foreign policy România desigur, uh, într-o perioadă în care uh, un dolar se, se vindea cu 3 lei și 28 de bani, și salariul mediu pe economie în mediu net în serie lunară era 1467 de lei deci începuse să mai crească prosperitatea și în România cu recesiune cu tot oamenii începeau să o ducă mai bine începeau să-și poată permite o revistă de 3 dolari o revistă de 3 dolari foarte subțire de altfel în fiecare an la în ediția de prim an cea pentru ianuarie-februarie Foreign Policy România au irosea <coughs> jumătate de revista aproape pe topul top 100 cei mai influenți gânditori globali la care adăugau și niște mențiuni în jur de 100 de oameni influenți din România. Iar numărul din <coughs> ianuarie-februarie 2012, care dădea topul celor 100 de oameni importanți pe anul 2011 conține o mulțime de nume interesante asupra cărora ne vom uh, uh, abate privirea în uh, minutele ce urmează. Bun, mitul Europei. Așadar, iată, chiar de la bun început uh, ne și spune asta apropo de cum am uh, început acest sezon, dar iată, galeria elitelor și mai important, iată aici, avan premieră la top 100 Foreign Policy România 2012, Raed Arafat, pentru că a demonstrat pe viu cum un proiect profesional de durată și important pentru oameni poate crea o încredere populară sinceră, chiar și necerută. Da? Bă. cât de oribil sună chestia asta citită 11 ani mai târziu, dar mă rog, oamenii chiar au crezut prostiile astea și atunci, na, dacă le-au crezut, cine suntem noi să noi credem și noi, nu? Da, recuperarea țării, breaking news. Revoltele din România văzute prin ochii civici scandinavi și ce continuare sugerează indignațiilor români Kai Brand Jacobson, expert în dezamorsarea conflictelor un norvegian din Cluj-Napoca observați, dar nicăieri nu este scris că uh, conduce un ONG militantist de extremă stânga finanțat de Șoros, Chiorghiu lucrurile astea nu erau uh, ocultate și în revistele de acum 10-11 ani, așa cum sunt și astăzi. Da, uh, Kai Jacobson care în 2012 și până târziu, până după 2017, a continuat să critique cu regularitate apartenența României la NATO și după aia, după de, debutul conflictului din Ucraina, s-a reprofilat în mare filantrop care ajută el refugiații ucrainieni, mai degrabă încurcă sau mai degrabă a încurcat în majoritatea timpului decât a ajutat, dar mă rog, măcar s-a <coughs> făcut mic și nevăzut în ceea ce privește subiectului preferat, 10, 11, 12 ani a fost ocupat cu criticarea apartenenței României la NATO și cu susținerea unor politicieni care mai de care mai dili și mai extremiști care își doreau scoaterea României uh, din NATO. Dar uh, în 2012, în ianuarie, uh, era mare sfătuitor și expert în dezamorsarea conflictelor. Azi înțelegem patrie și în general organizația sa și uh, ca Iacob sunt personal nu a dezamorsat niciun conflict niciodată dar era expert în dezamosarea conflictelor. Înțelegeți ce vreau să zic, exact ca și Raida Afat, care în timpul pandemiei era mare expert pandemic, el ne gestionând nicio epidemie niciodată în viața lui, el fiind un anestezist de mâna a 17 Ce vreau să spun cu chestia asta este că uh, pseudo-elita din România, pe lângă faptul că a fost crescută cu idei proaste, că doar asta facem în acest sezon, uh, uh, Evaluăm ideile pe care le-au citit în tinerețe cei care o elită în România. Deci pe lângă faptul că a crescută cu idei proaste, a crescută și cu o impostură care nu s-a mai termina și care nu s-a terminat nici în ziua de astăzi, de altfel. Uh, și uh, această impostură care astăzi ne afectează pe toți da? și care ne-a tot afectat în ultimii trei ani, uh, fără discuție. E, așa era și atunci. Da, În 2012, iată, Iacob să ne era prezentat ca expert în dezamorsarea conflictelor. Din nou, băiatul ăsta n-a dezamosat niciun conflict niciodată în viața lui. Poate la el în birou, cine știe. Asta e mai greu de spus. Dar nici într-un caz ceva important. Da? Dar îi se cerea părerea despre uh, protestele din România din 2012, pe care au fost multe, de altfel n a fost un singur protest sau pe un singur subiect. Anul 2012 a concernat o mulțime de uh, proteste. Da, 13 rețete de salvare a economiei globale. Și rețetele sunt astea. Ștergeți datoria lumii, angajați pe toți, obțineți date mai bune, reduceți cheltuielile militare, creșteți inflația acum, creșteți salariul minim cu mult, cheltuiți un trilion de dolari pentru viitor, gândiți în mic, îmblăziți sistemul unitar nebun al lumii, cumpărați mai multe iacturi, însă vă îmbogățiți-vă, construiți orașe verzi și mergeți în vacanță. Da, un manifest... N-aș zice de extremă stânga, aș zice mai degrabă un manifest green left într-un fel, deși zice mergeți în vacanță, deci nu chiar green left, dar manifest al stângii de caviar, champagne socialism, adică crește salariul minim, adică chestie care afectează în mod negativ săracii, deci nu-i pasă stângistului bogat, construiți orașe verzi, adică chestie care arată bine pentru cel care își permite, dar astfel de orașe pe lângă faptul că nu sunt vezi deloc uh, sunt imposibil de locuit în ele nu de, pentru oamenii săraci, da? they get priced out of the market uh, da, creșteți inflația, chestia care iarăși afectează săracii în mod disproporționat de tare și ocazional ajută bogații, dar dacă nu i ajută în orice caz nu îi dezavantajează prea mult iar reducerea cheltuielilor militare desigur crește climatul de nesiguranță dar, da, iată, scrie aici ștergeți datoria lumii ne spune Paul Kedoski, senior fellow la fundația Kaufman, adică tot un băiat crescut cu idei germane, mai pe pentru că ideile germane sunt întotdeauna o sursă a problemelor. Diane Coyle, fondatoarea firmei de consultanță cu pasă, a angajat pe toți, obțineți date mai bune, iată și un pic de comunism cu tehnologie. <laughs> A, scrie Paul Safo, director al activităților de previziune la Discern Analytics, adică cu alte cuvinte, dar și fellow nerezident la The Atlantic Council. Adică cu alte cuvinte, omul face aici un pic de shilling pentru firma lui. A, obțineți date mai bune, înseamnă traduce, angajați în firma mea și dați-mi mie bani. Reduceți cheltuielile militare, scrie Barney Frank, reprezentant al celui de-al patrulea district al statului Massachusetts în Congresul American, senior democrat din Comisia pentru Servicii Financiare din Camera Reprezentanților. Deci, cu alte cuvinte, nu avea nicio legătură cu domeniul de defense, dar știa el cum e mai bine. Da. Din fericire, bă, nu l-a ascultat nimeni, uh, Ca abia atunci ar fost rău. Creșteți inflația acum, scrie Menzi Chin și Jeffrey Frieden. Menzi uh, profesor de politici publice și economie la Wisconsin-Madison și Jeffrey Frieden, profesor la Stanfield de studii de, uh, de pace. Uh, așa, și ceva pe la Harvard, cu autor la uh, Lost Decades, The Making of America's Debt Crisis and the Long Recovery. Da, deci niciunul din ei nu este economist, niciunul din ei nu pare să înțeleagă bazele economiei, dar suficient pentru că au scrie pe Harvard și Stanford, de mare trebuie să fie inteligenți, nu? De altfel, dacă căutați cu atenție și nu glumesc cu chestia asta, căutați, nu știu, top 50 cele mai proaste idei date în public de inteligenție, Vedeți, trei sferturi din ele, cel puțin, ca să nu zic toate, depinde cum faci selecția, uh, au în spate pe cineva de la Harvard. E o instituție care este o fabrică de idei proaste de decenii întregi, nu de azi dimineață. Iată, așa, cum 10 ani produceau idei proaste pe bandă rulantă. Uh, bine, argumentul lor era: creșteți inflația ca să fie datoria Statelor Unite mai gestionabilă, desigur, neînțelegând că o creștere intenționată a inflației. Uh, ar fi avut efecte negative, e adevărat, în primă fază, uh, asupra altor țări care importau inflația, dar după aia ulterior și asupra Statele Unite însăși. De unde știu asta? Pe păi, pe lângă teorie, da, economia totuși este. Da, nu este în totalitate o știință exactă, este și parțial o știință socială, dar partea asta cu ce se întâmplă dacă crește inflația este parte de știință exactă a economiei și mai știm și din realitate. Da? În 2022, în mod special, inflația în Statele Unite a crescut vertiginos. Uh, și în prima fază a fost exportată în 2021, la sfârșit a fost exportată, iar în 2022 a început să afecteze și onshore, cum spune, adică și în interiorul Granților Statelor Unite. Și într-un final toată lumea a ajuns să trăiască mai prost. Și nici nu a redus neapărat atât de mult sau nu a adus datoria la nivelul gestionabile. Altfel spus, nu e atât de simplu pe cât ar fi vrut, da, deși uite ce se apă, spun, nu propune multă inflație, doar că să reduce povara datorii la niveluri mai gestionabile. E simplu, dar nu chiar. Uh, cheltuiți un trilion de dolari pentru viitor, viitor scrie Justin Yifu, Ifu Lin, economist șef și vicepreședinte executiv pentru uh, economia dezvoltării la Banca Mondială, adică cu alte cuvinte, cheltuiți mulți bani care să Ajute balanța băncii mondiale. Adică, da? omul făcea shilling pentru antrepriza sa și pentru uh, programul pe care el îl uh, conducea. Apoi, iată, asta apropo de faptul că idei proaste economice sunt și în Partidul Republican, și asta nu deodată cu Trump, ci pre precede cu foarte mult timp uh, candidatura și președinția lui Trump. Uh, James Galbraith, autorul cărții Inequality and Stability. Scrie: Creșteți salariul mult uh, și zice așa: americanii nu pot să cheltuiască, guvernul lor nu vrea să cheltuiască, iar reducerile de taxe din timpul lui Bush și Obama se vor sfârși curând. Congresul nu poate să aprobe o, o bancă pentru infrastructură, iar țara nu poate să refacă sistemul bancar sau să rezolve nebunie ipotecară. Totul e blocat. Putem să facem ceva care să conteze? Da, să creștem nivelul salariului minim cu mult, să spunem până la 12 dolari pe oră, de la, la rata actuală de 725. Ron Unz, editor la The American Conservative, mi-a dat această idee și cu cât mă gândesc mai mult la ea, cu atât uh, mai bună îmi pare. Un scria în, în contextul politicii de integrare. Se arăta îngrijorat de faptul că actuala strategie a deportărilor adoptată de guvernul american alinează populația hispanică de uh, Partidul Republican și poate distruge GOP. Acest lucru e pauzibil, dar mie nu prea pasă. Însă un susține apoi că un salariu minim ridicat ar constituie o piedică în calea angajatorilor abuzivi. Slujbele pe care ce, pe ce, pentru cei fără acte ar dispărea. Cei care își păstrează locul de muncă, marea majoritate a muncitorilor cu salarii mici mai ales cei cu cetățenie americană, engleză, fluentă, experiență și abilități, a câștiga un mare avantaj. Corect, din nou, iar de data asta în pasă. Planul nu este bun doar pentru americani, este bun pentru economie, nu este bun doar pentru republicani. Ce ar putea să facă muncitorii cu creștere? Ar putea cheltui -o și a crea slujbe pentru alți muncitori, și a plăti ipotecile și creditele auto, scăpând de datorii, a plăti mai multe taxe pentru vânzări și proprietăți în principal, iar prin asta a alina crizele fiscale ale statelor și localităților. Mai mulți profesori, polițiști și pompieri și a păstra locul de muncă, a dăuna, acest lucru competitivității deloc. Ar putea fi o problemă pentru bunurile manufacturate sau pentru serviciile comerciale, precum cele bancare sau asigurările, însă în aceste sectoare lumea câștigă deja cu mult peste 12 dolari pe oră. Slujbele la care ne referim însă sunt cele care implică servicii necomerciale, precum ale casierilor, frizerilor, ajutorilor domestice sau muncitorilor din sectorul alimentar. A crește prețurile? Unele a crește, însă oamenii bogați și ar permite această creștere, iar muncitorii ar avea venituri suplimentare cu care să plătească, astfel că mulți dintre ei ar fi avantajați. Femeile, în special, beneficia pentru că ele tind să muncească pentru salarii mai mici. Cu venituri suplimentare, unii oameni ar alege să se pensioneze, să se întoarcă la școală sau să aibă copii, eliberând locuri de muncă pentru alții care ar avea nevoie de ele. Familiile ar avea mai mult timp pentru viața de comunitate, inclusiv pentru politică. Americanii ar începe să recupereze organizarea politică bazată pe clasa de mijloc pe care o aveau odinioară, pentru că taxele pe venit ar crește, deficitul federal s-ar reduce. Îngrijorările privind securitatea socială ar dispărea. Mai mult de toate, o creștere substanțială a salariului minim ar reprezenta o reparație a constitui o răscumpărare față de cei care au suferit de pe urma crizei economice, oamenii care alcătuiesc forța de muncă. Ar reprezenta un act de justiție. Da, trecem peste faptul că absolut toate consecințele listate de autorul din Foreign Policy au, în cel mai fericit caz, exagerate, în majoritatea timpului, de greșite. Bun, nu s-a făcut așa. Și cu toate astea, recuperarea economică a fost una destul de rapidă, iar în timpul administrației Trump, din nou, fără creștere de o, o, salariu minim și ba chiar cu scădere de taxe suplimentare, lucrurile au continuat să meargă din ce în ce mai bine și au mers bine până la nebunia covid -opată, da. Deci, cu alte cuvinte, atunci când mai vedeți sistemul ăsta de argumentare că e urgență și trebuie făcut acum justiție, acum și așa mai departe, gândiți-vă că s-ar putea să fie bolșet, pentru că în majoritatea timpului chiar este bolșet. Da, salariul minim federal a rămas tot la care e așa cu 10 ani, chiar cu tot cu inflație și uite că nu au stat. Abia acum stau lucrurile prost, dar asta și din cauza managementului defectuos al administrației Biden, mă rog, în măsura în care putem să spun, vorbim de o administrație Biden, în fine, sărim peste. Bun, continuăm. Gândiți în mic, scrie Vivek Wadwa, vicepreședinte pentru inovare al Singularity University și director de cercetare al Pratt School of Engineering, Duke University. În esență ne spune să construim case mici. Bun, o parte din asta până la urmă a fost adoptat în piață, nu și ca politică guvernamentală, nu prea e o idee bună, avantajele sunt mai degrabă limitate, dar în sfârșit, atâta vreme cât e făcut pe bani privați, e treaba lor. Îmblânzit sistemul monetar nebun al lumii, scrie David Smeck. așa, care ne spune că datoria publică și privată a ajuns la un nivel incredibil de 300% din PIB și odată cu implozia sistemului financiar european, peisajul va deveni și mai întunecat, zice domnia sa, editor la revista The International Economy și, iată, CEO al unei firme de consultanță. Deci, cu alte cuvinte, angajați-mă pe mine. Na, că așa funcționează. Cumpărați mai multe iahturi. Uh, ăsta mă de bine de ori un argument mai bun, în sensul că există foarte mulți oameni working class care lucrează la uh, făcut iahturi. Cumpăratul de iahturi, în general, susține oamenii săraci. Așa este. Uh, Îmbogățiți-vă și însănătoșiți-vă, scrie este Dyson. Uh, da, ăsta ce este un argument ceva mai bun. Um, da, este Dyson investitoare. Deci, să zicem. Construiți orașe vezi, scrie Alex Stephen, scriitor, speaker și editor la uh, World Changing a User's Guide for the 21st Century. Uh, tot genul ăsta de grifter care îți spune cum o să stea lucrurile uh, erau foarte apreciați. Încă mai sunt apreciați, dar astăzi aproape exclusiv în publicații și mai la stânga decât Foreign Policy, dar în 2011-2012 băieții ăștia erau mainstream, uh, iată inclusiv The American Conservative lua în serios astfel de oameni foarte bine, slavă cerului pentru Trump că ne-a scăpat de genul ăsta de dilii, măcar în cercurile conservatoare, dar mai nou pe măsură ce a trecut timpul și stângești s-au prins că, bă, nu-i bine aici, da, ne povestește despre cum micșorăm emisiile și că asta e un lucru bun și crește economie în realitate e o corelație, dar și o relație de cauzalitate foarte clară între consumul de energie și dezvoltarea pe toate palierele a, a unei societăți, deci nu. A, da, mergeți în vacanță, ne spune profesorul de filosofie de la Tufts University și co-director al Center for Cognitive Studies, domnul Daniel ben Bennett. În sfârșit, trecem peste. Bun, și aici vreau să ajung, ăsta mi se pare un articol chiar foarte mișto, în condițiile în care astăzi n mai vedea un asemenea text în uh, o revistă mainstream, uh, dar în uh, 2012, de frica crizei, se permiteau și astfel de lucruri. Mitul Europei. În realitate, eurocriza nu se referă la bani, ci la iluzia că europenii ar fi existat vreodată. Și, uh, mă rog, argumentul este unul foarte lung, nu o să citim articolul pentru că nu vrem să aibă... Uh, clipurile uh, ore și ore în șir, e, e chiar foarte lungă, 4, 6, 7 pagini e foarte lung. Uh, dar uh, uh, merită scos în evidență articolul în sine pentru că uh, e o chestie pe care am tot spus-o și eu în ultimii 15-20 de ani și pe care au mai spus o și alții dar care rare ori penetrau în mainstream. 2012 a fost un an mai degrabă cu excepție, astăzi nu mai găsești așa ceva în publicații europeniste. Întreaga noțiune, adică ce se dorea atunci și încă se mai dorește și astăzi chiar dacă mai cu, la un volum mai redus, nu mai face nimeni atâta screeching, cum se făcea în 2012, înțelegând și că nu este chiar așa de popular, da, asta, că bă, să ne unim fiscalitatea, toți cu toți, și pe lângă argumentul foarte rezonabil, cum ar fi dar de ce să-mi dicteze nemția politica fiscală din România, pardon? De ce? Nu, pentru că nu. Dar pe lângă asta, bă, argumentul și mai de, de fond, care de altfel avea și să-și prindă atât la bă, votanții tradiționali de stânga, cât și la votanții tradiționali de dreapta, respectiv, bine, nu suntem același popor. La sfârșitul zilei, vasta majoritate a cetățenilor statelor membre ale Europei Saiuz se identifică mai degrabă cu uh, țara lor și cu concetățenii lor. La sfârșitul zilei, uh, parcă n-aș vrea să... Nu, nu, nu că n-aș vrea, nu mă interesează. Nu, no, la modul foarte serios, nu mă interesează. De exemplu, a fost discuția, la da, Că îngheață bă, nemții în iarna 22-23, știi ce? Nu mă interesează. Bă, dar nu-mi pasă, adică nu mă mișcă absolut deloc, nu-mi uh, uh, schimbă în vreun fel feng shui nu, nu încep să mă îngrijorez, ba dacă e pentru acolo s-ar putea să mă bucur, s-ar să zâmbesc iliescian, așa, uh, dar asta pentru că îs eu bă, răutăcios în ceea ce nemții. Dar generalmente vorbind, bă, chiar nu interesează, adică și ce dacă îngheță nemții de frig în case? Și dacă? treaba lor, nu i treaba mea. I-am pus eu să-și construiască cu Rusia și să depindă integral la aproape de... Nu. Păi și atunci de ce? De ce să mă intereseze? La fel uh, și cu alte chestii. Da, uh, domnule, uh, datoria publică în Italia, vai de mine, păi dai problema italienilor, nu am Nu sunt cetățean al Italiei, nu am votat în alegerile italiene, nu, am... nu mă interesează. Da? Uh, însă și noțiunea asta de solidaritate cu forța, uh, fără să ne iasă nimic, pentru că și chestia asta, la sfârșitul zilei, e tranzacțional. Mie ce mi iese? Dacă mie nu mi iese nimic, atunci nu mă interesează. Spre deosebire de atunci când s-a pus problema de solidaritatea cu Ucraina, măcar acolo lucrurile s-au pus într-o format tranzacțională. Bine, bine, și nouă ce ne iese? Păi, în post că aveți prioritate la contractele de reconstrucție sau aveți prioritate la influență în, nu știu, politica educațională sau whatever. Adică, fiecare care a fost implicat mai serios în a ajuta Ucraina să respingă invazia rusă, ei s-au promis niște lucruri, ei s-au promis niște beneficii ca urmare a sacrificiului pe care urma să-l facă. Și așa a fost în întreaga istorie, da, nu știu, înainte de primul război mondial sau chiar în timpul primului război mondial, când România era neutră, avea o propunere separată de la țară și o propunere separată de la puterile occidentale, ca să Intre în război. Dacă intrați cu noi, primiți asta dacă câștigăm. Da? Deci exista o, o chestie tranzacțională. Evropeischi Saiuz este primul și probabil singurul proiect de genul ăsta care își propune nimic, în esență. Intră intre în european, ok, îți dăm fonduri de structurale și așa, că, oricum jumate, dacă nu mai mult de jumătate, sunt irosite sau se duc pe nebunii, s-au dus pe nebunii de tipul postru, da? adică unde uh, s-au școlit oameni în nimic, și s-au pierdut pe o de bani în pensiuni în, în cele mai frumoase zone ale țării și atât. Dar când sunt probleme, cum a fost criza economică din 2010, 2011, 2012, pe care s-a manifestat criza datorilor suverane în Uniunea Europeană sau acum în post-pandemic, domnule, da, să fim solidari. Bun, bun, și mie ce mi se? Că noi nu, nu câștigăm nimic din chestia asta. Și din nou, și dacă am câștigat, să te aștepți ca asta să meargă tot timpul, în condițiile în care oamenii nu se identifică. Nimeni nu este mândru că scrie Uniunea Europeană pe pașaportul lui. Nimeni. Ok, o fi fost Jacques Delors, probabil, de asta zice autorul de aici, că, domnule, Jacques Delors măcar era european pe bune. Ok, așa o fi, mă interesează mai puțin. Dar astăzi nu avem Jacques Delors, deci nu mă interesează. Dar, Asta a fost interesant de văzut că pe Foreign Policy totuși a fost dispus să scrie așa ceva, dar imediat urma de niște panic porn, cum de altfel și articolul în sine da, se termină cu adnotări este europene dar scrisă de o asociată de la SNSPA care ne spune da, că, iată că, că, ce spune autorul original este exagerat, dar sună bine și persuasiv da, deci e așa o întreagă nebunie da, nu care cumva să lași un argument rezonabil da, să-l lași necontestat. Da, argumentele nerezonabile ale extremei stângi publicate în această revistă trec fără probleme, fără să fie contestate. Dar, Doamne ferește, un argument rezonabil al non-stângii să rămână necontestat de către un Frici de la SNSPA. Da, așa funcționa și în 2012. Multe lucruri nu s-au schimbat. Și aici, da, iată, războiul de negândit. În ne spune că um, dezintegrarea Uniunilor Monetare este aproape întotdeauna însoțită de extreme, de socială și război civil. În esență, dislocările sociale generate astfel pot amorsa două tendințe, autoritarism și război civile. Pe de o parte, s-ar putea forma un climat predispus a censiunii unor guvernări autoritare, percepută contextual ca fiind o soluție necesară pentru a gestiona eventualele răzmerițe. Este cazul dezintegrării cehoslovației, care a generat în Slovacia o deteriorare a libertăților civile și a drepturilor politice, ajungând să fie catalogată de, de Freedom House de o țară pația liberă și spargerea Uniunii Soviet, ce a fost martor ascensiunii în fostele state a unor regimuri autoritare. Așadar, întrebarea devine, pentru o democrație liberală, poate o democrație liberală să reziste turbulențelor sociale care însoțesc fracturarea unei Uniuni Monetare? Este democrația imună la seisme economico-sociale? Pe de altă parte, am putea asista la o dezordine socială care, cuplată cu clivajele existente într-o societate, sfârșește prin a, a fi un, prin a crea un cocktail exploziv, totul degenerând în război civil. Ipoteza UBS este aceea că presiunea dezintegrării ar putea activa o serie de forțe centrifugge. Ce s-ar întâmpla dacă anumite regiuni sau grupuri etnico-lingvistice dintr-un stat ajung la concluzia că eu status quo-ul era preferabil, iar multe dintre statele europene au o lungă istorie de clivaje interne, etnice sau economice, începând cu Belgia. Spectrul războiului civil a fost folosit și de Radosław Sikorski. În acel moment, vocea europreședinției din celebrul său discurs de la Berlin pentru a accentua în imaginea europeană virtuțile monedei comune. Pentru Polonia, integrarea europeană a ajuns la o răscruce, fie adâncirea integrării, fie invers. Iugoslavia era o federație creată în jurul dinarului. Banii nu pot fi o problemă de război și pace, de viață și de moartea federațiilor, dacă renaționalizarea și colapsul sunt inacceptabile, atunci ne rămâne o singură cale. Trebuie să ne decidem dacă vrem să devenim o federație propuzisă, a spus Sikorski. În esență, ministrul polonez de externe a asumat ambele concluzii ale raportului UBS atunci când a cerut Germaniei să-și accepte responsabilitatea de a prezerva pacea și democrația pe continent. da. Bun, în 2011-2012 Polonia încă era condusă de un guvern mai degrabă globalism, mai degrabă antinațional, dar iată și platforma Obivatels care reușea să scoată astfel de oameni care spuneau, băieți stai așa că ne jucăm cu focul pe aici. Uh, da, uh, acum, asta cu destrămarea Uniunilor Monetare neapărat ducând la autoritarism și la războaie civile, mm, da, autorul dă exemplu Uniunii Sovietice. Păi foarte bine, hai să dăm exemplu Uniunii Sovietice. Uite, țările baltice nu s-au terminat în război civil. Da? Nici Georgia nu s-a terminat război civil, dacă e până acolo, nici Kazakhstan nu s-a terminat război civil. Uh, alte țări din Asia Centrală ex-sovietice au rămas cu niște conflicte, dar care au fost create și sădite de Uniunea Sovietică, de pe vremea când existau respectiv exclavele alea ciudate uh, uzbece de pe teritoriul Cârgâz, tagice de pe teritoriul Cârgâz, mă rog, e o întreagă discuție și acolo. Uh, da? <coughs> Mai degrabă așa au stat lucrurile. Pe urmă și chiar și aici, mai aproape de noi, dar Transnistria n-ar fi existat fără o susținere, fie ea și tacită de la Moscova post-sovietică, adică, da, spargerea Uniunii A, ah, nu mai zic că războiul din Transnistria s-a portat când încă nu exista Leo Moldovenesc, încă to toate statele ex-sovietice foloseau rubla, uh, cu o ștampilă peste, mă rog, dar încă nu se destrămase Uniunea Monetară, avea să la uh, scurt timp după, dar la scurt timp după ce s-a terminat războiul din Transnistria, deci corelația asta, mai ales dacă îi dă și exemplu Uniunii Sovietice, bă, nu știu ce să zic. Da și nu. Pe de altă parte, bă, ce nu și-au pus problema în 2012 și s-ar putea să fie nevoit să-și pună problema în 2023, 2024 și mai ales după 2024, dacă va fi o majoritate eurosceptică în uh, Parlamentul European, va trebui pusă problema în felul ăsta. Uh, bun, bun, dar poate merită riscul. Da? pentru că s-ar putea să merite riscul. Adică, având în vedere că nu s-a terminat tot timpul așa, există situații și situații, fiecare cu particularitățile sale, adică nu e chiar așa de simplu. Dar bun, să presupunem că e chiar așa de simplu. Bine, bine, și atât atâta vreme cât o, ne asumăm cifrele, respectiv faptul că de la o, apariția Uniunii, de la apariția Uniunii Monetare, dar de la apariția EU și până în, știu, 2019, cred că era statistică, o să vă las link în descriere, o, fiecare german a câștigat în jur de 70.000 de euro, și fiecare olandez a câștigat în jur de 20.000 de euro, în vreme ce toți ceilalți membri ai eurozonei au pierdut, culminând cu italienii: fiecare italian a pierdut minimum 77.000 de euro din cauza faptului că țara sa este în zona euro. Păi bun, stai puțin. Adică și 70 ceva de mii de euro ție un apartament cu vedere la mare în Italia. Adică e, e mulți bani. Chiar pe bune sunt mulți bani. Și dacă încep uh, destul de mult să-și pună problema asta, stai puțin la noi cât pierdem din cauza acestui proiect. Noi ca indivizi, lasă țara la... nu, noi ca indivizi. Încep să-și pună problema, știi ceva, eu că am vreau bani înapoi. Sau măcar, dacă nu se poate să-mi primesc bani înapoi, măcar să nu mai pierd în continuare. Adică aproape fiecare cetățean dintr-o țară, din membra zonei euro, pierde bani în fiecare zi prin simplu fapt că țara sa se află în zona euro. Și atunci începem să ne mai punem și noi întrebări. Băi, bă, dar totuși. Iar asta că nu care cumva să ieșiți din zona euro că s-ar putea să aveți război civil, băi, nu știu ce să zic cu mai multe viteze înainte. Statele membre rămân la oaltă, dar Uniunea se recalibrează în jurul eurozonei. În interior va fi mai multă integrare, dar la nivel interguvernamental. Ceilalți trebuie să respecte deciziile marilor puteri europene. Ne propune Ivan Krastev, președinte al Centrului de Strategii Liberale din Sofia, care editează Foreign Policy Bulgaria. Bun, nici asta nu s-a întâmplat. Deci, atât și la vecini, Foreign Policy era expert în a, a sugera scenarii care cum aveau prima facie șanse foarte mici să se întâmple, dar ei au convins pentru că erau experți. Noi suntem de la Think tank care face strategii și noi știm cum stau lucrurile, știți-o. Da. O criză majoră a Europei Saiuz se poate imagina sub forma a trei scenarii. Primul scenariu este când puterile majore, precum Nemția și Franța, decid că euro nu mai este în interesul lor. Dacă statele mici chiar decid să naționalizeze politicile de apărare și politică externă, efectul nu va fi unul major pentru că oarecum, oricum ele nu au influență prea mare. Dar dacă Germania decide să naționalizeze politica sa externă, atunci va vinde o Europa total diferită. Al doilea scenariu prin care bă, criza poate avea consecințe serioase este dacă avem o am avea, vom avea o, o încercare ieșuată de reformare eurozonei. Acest eșec ar putea genera efecte cu totul impredictibile. Dacă ne uităm la modul cum au ieșuat alte proiecte europene, cum ar fi colapsul Uniunii Sovietice și al Iugoslaviei, vom vedea că dezintegrarea lor nu s-a produs pentru că am avut uh, tabere pro-integrare versus tabere pro-dezintegrare. Col colapsul a produs din cauza unei anumite dinamici pe care dezintegrarea a inițiat-o și pe care nimeni n-a putut să o gestioneze sau să o prevină ceea ce pare la un moment dat de negândit nu este în mod necesar și imposibil, de aceea fragmentarea Europei este un pericol real, de altfel astfel de proiecte se aprind de la periferie, dar se dezintegrează de la centru, după cum soata Uniunii Sovietice a fost decisă de Rusia, acum soata UE stă în mâinile Germaniei. Bă, da, asta ce o analiză corectă, și să sperăm că Germania va continua să fac things up până va dezintegra Uniunea Europeană. Dezintegrarea Uniunii Europene este un lucru foarte important. În al treilea rând, chiar dacă actuala criză va fi depășită și eurozona nu va colapsa, este cert că Europa de dinainte de criză, Europa anului 2007-2008, nu mai există. După criză, Europa nu poate rămâne în forma și în mărimea cu, pe care o cunoaștem astăzi. Automat, rezultatul unei consolidări de succes a eurozonei va fi o Europa cu mai multe viteze. Vom vedea, desigur, o accelerare a integrării ca, cu regulile de fier și bazată pe disciplina protestantă, dar în rama oferită de eurozonă. Când statele rămase în afară de, și acestea vor trebui să se reajusteze în noului context, iar acest lucru este din stat o problemă, pentru că, deși formal statele outsider nu se află tehnic în eurozonă, totuși se află informal, pentru că băncile din aceste state provin din euro. -Zone. Zonă. Sunt outsider pentru că se află în afara procesului decizional, dar și insider pentru că sunt ombilicala dașatei eurozonei. Efectul va fi o reamenajare instituțională profundă a Uniunii, se vor schimba ponderea și rolul comisiei în loc de vechiul vis al federalizării. O Europa cu două viteze înseamnă mai mult integrare în eurozonă, dar la nivel intercontinent, interguvernamental. Da, mă rog, n-a fost niciuna nici alta până la urmă și cum spuneam, de fiecare dată în Uh, numărul din ianuarie uh, foreign policy o osea jumătate de revistă uh, cu acest subiect al gânditorilor globali <coughs> și cel mai uh, șpețchi gânditor global aferent anului 2011 erau revoluționari arabi de care s-a ales praful în esență nu s-a ales nimic, asta e și amuzant pentru că de fiecare dată nu le-au nimerit oricât de mult s-au chinuit da, iată și aici, dar ce vor femeile saudite și ne explicau ei nouă cum să cum urinează găina, într-un final nu s-a ales absolut nimic, mai toate s-au alăturat administrației Bin Salman și cu asta s-a s-a închis la pâine, în esență, da, iar și aici se visau tot felul de procese privind masacrele din Libia, nu s-a întâmplat absolut nimic, nu s-a întâmplat absolut nimic pentru că tot subiectul era mai degrabă marginal, chiar dacă nu le plăcea să recunoască asta. Napomă, da, aici, da, iată, mari gânditori care pentru că au ghidat lumea în timp de criză. N-a auzit nimeni niciunul din ăștia trei. și în afară de Ju un Juan care măcar de bine de el avea o oarecare influență, restul lui erau și ei pe acolo. Iată, președintele planetei Pământ, Barack Obama, era retrogradat acum în afara topului top 10 gânditori globali, începuse să se prindă și ei că. Au cam greșit pe uh, fostul uh, activist de extremă stânga și uh, al da? Uh, și puși imediat uh, Dick Cheney și Condoleezza Rice pentru că au creat lumea în care trăim, uh, ne zice. O foreign policy, iată că Guantanamo e încă deschis, trupele americane stâncă în Afganistan, dronele atacă ținte Al-Qaeda în fiecare săptămână și mai mult de 1200 de agenții guvernamentale lucrează uh, pentru combaterea terorismului. Fie că ne place sau nu, trăim încă în America lui Bush, într-un moment în care majoritatea politicienilor, inclusiv candidații ai GOP, pledează pentru un rol limitat în lume, vicepreședintele și secretarul de stat din administrația Bush au rămas avocați convinși ai pro proiecției puterii americane, chiar dacă se află în mod în complet dezacord față de felul în care care trebuie exercitată. Da, 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 da. Bine. Ne lipsiți, bineînțeles, Bill și Melinda Gates, probabil că anul ăsta, în 23, nu vor mai fi așa în formatul ăsta, pentru că, dragă doamne, au divorțat. Cristin Lagarde, de care, iarăși, iată, nu s-a lăsat intimidată de o criză și de soluțiile sale impopulare, dar e drept ce nu vă spune acest articol, este că Cristin Lagarde nici nu a trebuit să înfrunte v-o formă de accountability. Da? Întotdeauna au ocupat poziții numite și nu alese, de mai nu prea avea cum să fie intimidată decât dacă oamenii obișnuiți ar fi făcut ceea ce trebuia făcut, respectiv mers fizic după ea. Dar cum oamenii obișnuiți n-au făcut asta, fie pentru că s-au lăsat impresionați, fie pentru că au fost manipulați, fie pentru că au fost proști, fie că nu s-au gândit la asta, n-are importanță, e important că n-au făcut-o, drept urmare nu este o mare merit al lui Cristin Lagarde că <coughs> nu s-a lăsat intimidată de soluții uh, impopulare, bla bla uh, Ahmed Davutolu și Egep Perdoan, iată în 2012 încă era la modă să-i lauzi. Jack Dorsey și Mark Zuckerberg, fondatorul Twitter și fondatorul Facebook, iată în 2012 erau deja primiți în uh, maiele cercuri, Bill și Hillary Clinton, ce oribil arată asta în prezent, Nicola Sarkozy care avea să uh, meargă într-un cont direct de umbră după președinție, așa bun, să... Uh, Trecem foarte repede. Joseph Stiglitz, un economist de stânga care de asemenea avea să dispară repede din discurs, la nu foarte mult timp după acest moment. David Cameron, căruia trebuie să-i mulțumim pentru organizarea referendumului Brexit. Dacă știau că o să se întâmple așa, nu-l mai organizau, bineînțeles. Ron Paul, care astăzi este mai degrabă în zona advocasiului pro-Rusia și, mă rog, este ieșit din mainstream. În 2012 era mult mai popular chiar și în rândul democraților pentru că, mă rog, uh, era, vezi, doamne, antirăzboi din motive iraționale, dar măcar era antirăzboi da? Uh, John McCain pentru că și-a regăsit vocea în sprijinul democrației mondiale, dar între timp uh, a murit Jens Stoltenberg iată, pentru că a făcut uh, cunoștință teorii cu umanitatea, era atunci premier al Norvegiei, între timp uh, uh, secretar general al NATO la momentul în care filmez eu, expiră mandatul în curând, va fi altcineva în locul său, dar cert este că uh, acești oameni apăruți așa mai degrabă de nicăieri, ei de fapt erau luați la ochi luați în vizor, dacă vreți de ceva timp înainte și cum spuneam, toate lucrurile astea perfect transparente uh, da, uite și o poză de la WEF, de la World Economic Forum uh, dar nu știu, nu-mi dau seama cine a, ah, da acesta este Kishoe Mahbubani pentru că a fost muza secolului asiatic. Ce interesant este că, atât apropo de cei care au ajuns în decursul ultimilor ani, în special 2021 și 2022, să creadă invers, da? deci ai pe de-o parte mainstream-ul care ne spune nu luați prea tare în serios formul economic mondial, că nu e așa de important, e doar un ONG, ok, greșit. Dar s-a format și reac reacțiunea inversă, doar ce face Forumul Economic Mondial contează, restul nu contează deloc, adică excesul de focus pe uh, respectiva organizație, ambele tabele greșesc într-o oarecare măsură, dar, bă, și iată, bă, Kirșor este un exemplu de așa ceva, profund lăudat la Forumul Economic Mondial și avea într-un final să dezamăgească pe toată lumea, inclusiv pe sponsorii lui de la WEF. Și iată, da, top 100 foreign policy în România. Peste 100 de oameni din România care pot mișca lucruri cu puterea ideilor sau a exemplului, Și da? iată, avem, iată, Dacian și pus atunci comisar european, Nicu Șordan, președinte al Asociației Salvați Bucureștiul la vremea respectivă, Cristian Preda, de care n-am mai avea să mai auzim prea multe, Costi Rogozano, care astăzi scrie la Libertate, atunci era pus doar simplu publicist, un publicist de extremă stângă, Thomas Kreninger, care e pus ca român dar nu chiar pentru promovarea ordoliberalismului și a economiei sociale de piață în România, adică leftisme. Daniel Dăianu, despre care ați mai tot auzit ca mare sfătuitor, Teodor Bacunski, Andreea Voș, Dan Dungaciu, Bogdan Aurescu, iată, secretar de stat pentru afaceri externe la vremea respectivă, într-un guvern USL, cum și astăzi ministrul de externe, tot într-un guvern uh, USL. Uh, da, Traian Băsescu pentru apogeul parteneriatului strategic cu SUA, Bogdan Popovici, uh, Hr. Patapievici, Oana Popescu, uh, deci o mulțime de... Radu Georgescu pentru implantarea în Silicon Valley, uh, pe atunci era pus ca președinte al GCAD, abia doi ani mai târziu avea să vândă GCAD și să se apuce de altceva, vrea să vândă giga pe un sac de bani la propriu, Alina Mungiu Bibidi, iată, președinta Societății Academiei Române, a Academice Române, scuze. Uh, Liviu Tămaș, Valeriu Nicolae, iată, fondator și președinte al Centrului de Politici pentru Rom și Minorități, de care ați mai tot auzit și, cu, și care vă mănâncă de vii pe internet, Prințul Charles, astăzi, uh, regele Charles, uh, da, deci, genul ăsta de oameni, iată, Vlad Mixici, pe atunci jurnalist la hotnews.ro, ulterior enunțase la hotnews și ajunsese și al Big Pharma și și al uh, seului cum e o cadită, precum și al fascismului sanitar. Mircea Cătărescu, bineînțeles, uh, Varujan Vosganian, iată, la vremea respectivă nu era incorrect politic să zici de bine de uh, Varujan Vosganian, <coughs> Emil Huezianu. Iată, Ion Caramitru, mențiune specială, Ion Caramitru care între timp așa, Mac Uleiu, redactor la Știință și Tehnică, apropo de, am citit un număr din revista și tehnică în beciul propagandei, toți așa se cunoșteau toți cu toți între ei, asta vreau să spun, și Lucrurile astea erau toate transparente, dar Florin Talpeș, CEO de la Bitdefender, la software înțelege dacă e până acolo. <coughs> uh -huh. Răzvan Diaconu, EuroPuls, iată, îmi place că i-a pus deci, EuroPuls ca asociație europenistă. Deci primea o mențiune în așa pentru simplu fapt că avea o poziție politică preferată de redacție. Da, deci nu. Um, observați că nu este nimeni de non stânga din toată chestia asta. Deci da, aproape toți sunt Ori stângiști, ori globaliști, oi globohomo, toate la un loc. Aba nu, uite, da, uite George Puteanu. Hai să spunem, George Puteanu nu era foarte de stânga. Da. Alexandra Anastase, președinta Centrului Român pentru Relații Internaționale și Studii de Securitate, deci din zona Deep State până la urmă. Și da, ah, și iată și o reclamă la Cațavencii, pentru că întotdeauna se susțineau între ele. Acest număr din Foreign Policy este foarte bun de, tocmai pentru că arată cum, cum s-a format, de altfel, ceea ce numim astăzi, în 2023, stabilimentul. Da? Așa s-a format. S-au cunoscut toți cu toți între ei, s-au promovat între ei fără niciun fel de uh, jenă, adică lucru pe care contra stabilimentul sau pe care opoziția de astăzi nu o face. Da? Uh, dacă vrei să ajungi la putere, așa faci, 10 ani vă susțineți între voi uh, excluzându-i pe aia care nu sunt de acord cu voi, adică exact așa. E foarte importantă lecția asta, poate o învață și opoziția sau, mă rog, cei care se dau drept opoziția în România și cei care încearcă să construiască la periferie. E cazul să vă susțineți unul pe celălalt, să, să vă promovați unul pe celălalt, pentru că dacă nu, nu o să vă promoveze nimeni. Da? Mai toți ăștia de aici ar fi fost și mai nimeni dacă nu se promova unul pe celălalt. Așa, iată, aveau Cloud, da. Bun, sigur că uneori poți eșoa chiar și dacă te susține stabilimentul. Dar mult mai greu e pentru toată lumea dacă nu are propriul său stabiliment. Nu trebuie să fie neapărat cel mainstream, dar o idee sau un grup sau o organizație se mainstreamizează sau nu în funcție și de asta, dacă reușește să se susțină reciproc. Și ăștia reușeau să se susțină unul pe celălalt. Și asta i-a ajutat foarte mult în a obține uh, influență, bani, putere uh, și toate celelalte trebuitoare vieții în acest uh, domeniu. Gata! Cam asta a fost. Vă mulțumesc pentru atenție. n -o să vă spa?